Faimon și vortier de imunitatea de săptămâna aceasta, Elena Ionescu va fi eliminată prin votul eliminatoriu, după cum am anunțat în toate clipurile făcute pe acest canal. Războinicii vor sări toți în apă de bucurie și vor sărbători victoria în meciul de imunitate. Dan Pavel la jocul trecut de imunitate a spus că echipa pierzătoare nu mai primește nimic, dar în schimb sezonul ăsta ambele echipe au rație minima de orez. Astăzi seară la Survivor All Stars un nou scandal. Jador are un comportament nepotrivit față de Maria Lungu, iar tensiunile dintre cele două echipe sunt în creștere. Presiunea tot mai mare din Republica Dominicană duce la scandal după scandal. Spiritele se încin după o glumă făcută de Jador, Maria Lungu se încine nervează, iar războinica reacționează imediat, Jador o ridică în brațe pe Maria Lungu și o aruncă în apă, în ciuda rugăminților războinicei de a fi lăsat-o jos. Fără să o asculte, artistul a continuat, crezând că face o glumă. Dar spiritele se încin numai decât, după ce Maria Lungu se accidentează. În plus, colega din tabăra albastră îl acuză că ar avea un comportament nepotrivit, cine e ăsta să vină să pună mâna pe mine, a luat imediat foc Maria, nu mă pricep la agățat fete, dar data viitoare promit că o să-ți dau un sărut cu limba, a venit și răspunsul lui Jador. Totul pornește de la o glumă pe care faimosul a vrut să o facă, însă războinica se arată extrem de deranjată de gestul artistului și reacționează tranșant. Acesta nu este primul conflict în care e implicat Jador în acest sezon. Edițiile trecute s-a pornit un scandal monstru între Jador și Zan la Survivor All Stars. Conflictul dintre cei doi nu a luat naștere acum, ci e unul mai vechi. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele încă din sezonul 2, când au fost colegi în echipa roșie. Scandalul a pornit de la amuleta, care este extrem de importantă pentru concurenții în acest sezon. Urmează să avem un joc. Cine dă energie negativă echipei? Eu sau tu, eu vorbesc mai tare, sunt mai vocal, eu urc sus de tot, știi cât cânt. Până la do minor. Am niște plămânde, s-a terminat pământul. Bă, parșivule, nu poți să mă prostești. Nu merg parșivitățile astea cu mine, Zan. Eu sunt un om care a realizat foarte multe lucruri în viață, care a plecat de la sapă și a ajuns la microfon pe cele mai mari scene. Nu poți tu să mă prostești pe mine, mâncați-aș gura ta. Să rămână ăla la tine. Toată lumea a văzut. O dai pe echipă să vină echipa, dar să stea ăla la tine. Știm foarte clar că posesia lui este importantă, nu? Ei, și atunci de ce facem parșivități din astea? Dacă erai ca mine. Nu băgai pe nimeni în seamă, i-a spus Jador lui Zan, eu bag pe toată lumea în seamă. N-ai nicio treabă cu mine. Tu nu te poți compara cu mine. A fost replica acidă a lui Zan. Maria Lungu are 28 de ani și provine din Chișinău, Republica Moldova. În anul 2021 a participat la Puterea Dragostei, acolo unde a fost iubita lui Cristian Marinescu. Din păcate, însă, Maria Lungu și Cristian Marinescu s-au despărțit la scurt timp de la terminarea emisiunii. În luna mai a anului trecut s-a oficializat relația ei cu Mircea Eremia, fratele cântăreței Alina Eremia, dar Mircea Eremia a dezvăluit la puțin timp, la televizor, că este iar un bărbat liber. A studiat designul vestimentar la Londra. Iar în prezent lucrează ca stilist pentru mai multe vedete din Republica Moldova. Sunt bucuroasă să vă anunț oficial că fac parte din echipa războinicilor a noului sezon Survivor România. Sunt pregătită pentru a face față tuturor provocărilor. Sper să mă susțineți pe tot parcursul emisiunii și să mă urmăriți, a scris ea pe Instagram. Cea de-a doua săptămână a show-ului Survivor All Stars vine cu mari surprize. Noi concurenții își fac apariția în competiție, e deja scandal în echipa faimoșilor la Survivor All Stars, iar Cătălin Moroșanu e implicat și el în războiul declanșat de frumoasa Roxana Nemeș. 4 concurenți noi și o eliminare surprinzătoare.
La faimoși vor intra Elena Marin și Cătălin Zmărândescu, iar la războinici vor veni Alexandra Ciomag și Sorin Pușcașu, toți foști concurenți în sezoanele precedente. Eliminare surpriză la Survivor România, nu doar Tocniu a fost eliminată, Elena Ionescu a gafat grav. Eliminarea Elenei Ionescu de la Survivor All Stars, atât de devreme în competiție, este, fără doar și poate, una dintre marile surprize ale acestui sezon. Ce se întâmplă în show-ul de la ProTV, când concurenții nu sunt filmații? Toți vor asta, o nouă săptămână vine cu noi provocări și probe pentru concurenții de la Survivor All Stars. După o primă săptămână în care au înțeles cât de dificil este acest sezon, cei 19 concurenți rămași în provocarea Survivor All Stars se pregătesc să o ia de la capăt. Noi probe. Surprize la care nici nu se așteaptă și discuții din ce în ce mai aprinse. Miza crește cu fiecare zi petrecută în show, iar dorința de a câștiga totul pentru a-și ușura traiul în junglă clocotește. Conflictele de la Survivor All Stars România 2024 au început să apară încă din primele zile, mai ales în echipa faimoșilor, din care face parte și fostul luptător Cătălin Moroșanu, pe care frumoasa Roxana Nemeș l-a caracterizat în numai câteva cuvinte. Blonda este una dintre cele mai spectaculoase apariții din show-ul care se filmează în Republica Dominicană, unde se plânge că nu există spirit de echipă din partea echipierilor ei în primele zile. Faimoșii au reușit să câștige doar primul joc, cel pentru foc, însă ceea ce a urmat a fost o serie nefastă care i-a făcut să rămână și fără un membru în trip. M-am bucurat foarte mult că am câștigat, mi-am dorit chestia asta. Simt că mi-am câștigat locul aici, va spune Roxana Nemeș în urma duelului dus la capăt la finalul ediției trecute. Chiar dacă lucrurile nu au mers cum își doreau, Elena Ionescu va recunoaște că în tribul roșu încă există o stare de spirit pozitivă. Ne-am trezit cu un vibe bun, cred că suntem motivați. Prima șansă să demonstreze că pot mai mult o vor avea chiar în această seară, când vor reveni pe teren pentru jocul de provizii. Tot diseară, noi concurenții își vor face intrarea în show. Momentan suntem prieteni. Dar fiecare își dorește să câștige, să fie cel mai bun, va declara unul dintre aceștia, în timp ce una dintre fete va mărturisi ce așteptări are. Sper să fim adversari doar pe traseu, în rest să fim oameni. Cum își vor petrece prima noapte în competiție, dar și ce vor spune ceilalți echipieri când îi vor descoperi, aflăm în doar câteva ore. Roxana Nemeș le reproșează celorlalți faimoși că nu au ca obiectiv ajutorarea celorlalți, ci se ghidează doar după scopul de a se erija în lideri. Survivor All Stars România 2024 a adus la oaltă toate vedetele de la edițiile precedente. Dar caracterul puternic al concurenților face ca tensiunile să escaladeze încă din primele zile de concurs. Roxana Nemeș le-a reproșat, fără să se ascundă, colegilor ei că încearcă să devină liderii unui grup pe care, de fapt, ar trebui să îl trateze ca pe o echipă. George vrea să fie personaj. Nu știu cum a fost el în sezonul lui, dar îl văd cum vine și se bagă peste orice, numai să fie el are idei excepționale. Zice, ea se antrenează astăzi, noi facem asta. Fiecare aici vrea să fie șef. Și TJ și George și Moroșanu mai puțin, că el își știe locul. Zani nu mai zic. Elena, până și asta mică, Ștefania și-ar dori cumva. Ana și-ar dori. Dar este în spatele lui Zani, îl lasă pe el, Jador e pe treaba lui. Știe și el că nu are cum să fie șef. Și uite așa, fiecare cu strategia lui să fim șefi, a spus Roxana Nemeș. Suma incredibilă pe care Andreea Tonciu a câștigat-o pentru o săptămână la Survivor România All Stars. Klaus Iohannis ar fi invidios, Andreea Tonciu a părăsit joi seară Survivor, bruneta a rezistat doar o săptămână în Republica Dominicană, însă eforturile sale nu au fost în zadar și asta pentru că cei de la ProTV au avut grijă să o răsplătească pe măsură, suma incredibilă pe care Andreea Tonciu a câștigat-o pentru o săptămână la Survivor. Andreea Tonciu a câștigat într-o singură săptămână la Survivor România All Stars mai mulți bani decât câștigă într-o lună președintele Klaus Iohannis, după ce a fost eliminată din competiție.
Andreea Tonciu a primit în cont generoasa sumă de 6.000 de euro, conform unor surse Cancan.ro. Aceleași surse susțin că bruneta a știut cum să negocieze cu postul de pe Pache Protopopescu și că a acceptat să participe la competiția din Republica Dominicană doar dacă la finalul fiecărei săptămâni va primi în cont suma de 6.000 de euro. Experiența Survivor nu a fost deloc una ușoară pentru Andreea Tonciu, care la scurt timp după eliminare a recunoscut că i-a fost foarte greu să se adapteze.